Caiado, Caiado încearcă să găsească culoarul de șut, nu reușește. Olaru, Caiado! Intervine, intervine Ilier. Nu este un portar înalt, măsoară doar 1,84 m, dar Vid Caiado, aceasta este acțiunea. Centrarea lui Olaru. Alibek, fiind doi adversari lângă el, era imposibil să îi depășească și pe Romeo și... Pentru Astra, Bambulaza cu Denis Alibek, care pierde balonul și până la urmă, iată, faptul că în acea zonă de teren vin mai mulți fotbaliști pentru a-l bloca se dovedește a fi un lucru pozitiv. Cristea își părăsește zona, vine această centrare, Marius Constantin sare pe sub mingi, partener pe Cristea, plecat în ajutorul de două rezervă sub Gigi Mulțescu. A fost un foul, să vedem. Aurelio, galben, roșu, oprește Feșnic acea fază. Haideți să revedem dacă este un foul. Nu neapărat acordat, cât luat. Încă o dată faza. Îl calcă pe Nelus Roșu. Revedem faza. Știe că are jucători de o bună calitate pe fază ofensivă și că aceștia pot la o adică să destabilizeze apărările adverse. Alibek, Alibek, pasează bine. Beg, 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 fază de 2-0. Gol! Nelu! Pierul singur în fața porții, nu încearcă să șuteze dintr-un unghi închis, ci îi pasează lui Neluț Roșu. Foarte frumoasă fază de fotbal colectiv. Din nou șansă bună pentru Astra. Alibek, nemaipomenit. Lulacu, 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 Lulacu! Este golul lui Neluț Roșu. Ce seară are Neluț Roșu. Și Alibek cade la pământ. Nu-mi dau seama care este motivul, ce a făcut, dar atenție la felul în care reușește să paseze. Lulacu, la rândul său, îl vede demarcat pe Neluț Roșu și mă întreb... Când a mai avut Neluț Roșu asemenea seară să primească două pase?